Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi, fraților, o să facem un outfit rating cu domnul Berechet de aici de față. Am făcut unul mai devreme cu el și cu Petre Ștefan și am făcut și un guest the price cu ei doi. Și da, fraților, vreau să vă rog ca înainte de acest clip să apăsați butonul ăla de subscribe, să-mi dați follow pe toate cele trei platforme, Instagram, TikTok și YouTube, unde trebuie să dați subscribe. Apăsați butonul ăla roșu pentru că foarte mulți dintre voi încă nu mă aveți la subscribe, deși vă uitați la clipurile mele. Și haideți să ne uităm la cele 12 outfituri pe care le-am ales astăzi. Ăsta este primul outfit. Bă, sincer, am mers la sigur și el, e chiar ok. Se pare un pic Mare Hanora, cum se pare Mare Hanora? Ba da, e cu două, trei mărimi mai mari, chiar nici nu e cu una. Să zici că e cu o mărime mai mare, e cu două. Hanora cu un pic cam mare, pantaloni îmi plac foarte ok, îmi plac foarte mult cum se văd și mai ales cu șireturile astea roz. Da, chiar merg. Mie de obicei nu-mi place când vă schimbați șiretul de la Adidas cu altă culoare sau așa, de obicei nu-mi place, dar asta chiar e tare. E foarte tare cum și-a făcut și șireturile aici. Chiar eu nu sunt mare fan al chestia asta și știți foarte bine dacă mă urmăriți de mult că eu nu sunt fan deloc al șireturilor astea. Nici eu nu. Păi să fie cum sunt. Aici chiar îmi place foarte mult și compleul ăsta e ok, e compleul un basic de la Nike. Dacă vrei să mergi la sigur, te îmbraci în Nike Tech oricum. Da, nu știu, nu pot să zic, adică aș putea să-i dau un 7 din 10, zic eu, pentru că e ăla foarte mare. Bă, eu nu i-aș da nici 7, că uite, gen, e important să vină bine pe tine hainele, lasă că cât costă și de asta e important să-ți vină bine. Lui nu prea-i vine bine, dar chiar dacă mergi la sigur, e important să-ți vină bine hainele, că nu contează, trebuie să vină bine. Da, sunt foarte mari, nu știu, 7 din 10, zic eu, tu cât zici? 6 din 10. Deci 6 din 10, ok, next. Ăsta e următorul. Wow, nu-mi place deloc. Bă, sincer, da, nu știu, gen, uite, mi se par haine scumpe, iar puse unele lângă altele. Dacă mergea pe un tricou negru, era mult mai ok. Dacă mergea pe un tricou negru și nu așa de mulat, era chiar mai tare. Da, era un outfit super ok. Dacă și vezi că mie îmi plac Adidas-ii cum merg cu blugii. Adică, nu știu, Adidas-ii cu blugii sunt ok, așa, doar că problema mare e tricoul ăsta blumarin. De asta nu-mi place și cu pantalonii negri și de asta o să merg pun 6 din 10. Și eu tot pun 6 din 10, dar eu înțeleg ce a avut el să facă cu tricoul ăsta și cu șapca. A avut el să meargă ele acolo. Da. Următorul outfit e ăsta, care mie unul îmi place super, super mult. E a lui Alex Sherman, băiatul ăla de pe TikTok, 100% îl știi. Ia, ai mai văzut un băiat din Cluj. Ba, așa merge. Dar nu-mi plac pantalonii și bă, eu nu înțeleg. Mie îmi place, măi, șarfa asta mov. Cum merge cu scrisul ăla mov și cu Jordan 1, core purple-urile alea din picioare, mă sparge rău de tot. Dar, uite, nu-mi place, vezi, șireturile alea din spate sunt albe și astea din față sunt negre. Da, mă, nu știu, mie nu-mi place nici tricou. Îmi place tricou de luat cu blugi, gen cu niște blugi albaștri, rupt. Tu știi că dacă ar fi avut niște blugi negri pe el și cu ăștia în picioare era criminal? Da, uite, vezi ce diferență ar fi făcut dacă erau niște blugi? Da, chiar ar fi fost o diferență imensă să-mi bag picioarele, dar mie unul mi se pare că merge și așa outfit-ul foarte bine. O să merg spre un 8.50, chiar 8.75 din 10 la outfit-ul ăsta. Eu m-aș îmbrăca așa. Din nebunia mea eu m-aș îmbrăca și e șarfa aia îmi place. Eu nebunia mea m-aș îmbrăca. Ți-ai zis, pantalonii nu-mi plac, tricou e tare, șarfa nu înțeleg și Adidas și... Și cât okay. 5. 5? E prost? Da, mi se pare 6. Eu am zis 8.75, clar. Next, uite, ăsta-i dau mai mult. Uite, ăsta e curat. Îmi place rău tricou, pantaloni cum trebuie. Uite cum am făcut. Air Force alb, noi nouți și custom, gen, i-a făcut el la desenat. Ca să meargă tare cu Marisul. Da, mă, frate, ăsta e direct de 10. Aproape. E de 9.50, nu 10, că uite, pantalonii dacă erau albi, era 10, mă jur. Bă, frate, mie așa îmi place să se îmbrace lumea. Tu cum crezi că? Da, nu știu, eu îmi place și colorat. Eu să-i dau un 7.50 maxim. Nu, 9.50, mă jur. 9.50. Și cu Air Force și custom și cu tricoul ăla cu Paris, tare. Și eu zic 7.50 sau 9.50, ok, next. Ăsta, iar un outfit foarte mișto. Mamă, ce tare e și ăsta îmbrăcat, da. Se pare foarte mișto, cum se vede pantalonii, ar fi mers o măsură mai mică, părerea mea. Nu, mi-e place rău. Da? Deci merge rău culoarea de la blugi, că e așa cremul ăsta cu tricou, chiar tare. Chiar are gusturi. Se vede foarte bine, îmi place outfitul, nu pot să zic că mă dă pe spate, dar îmi place. Bă, ce-i tot de 9.50? 8.50 dau, dar îmi place, chiar îmi place outfitul. Nu pot să zic, dar nu m-aș îmbrăca așa. În situația în care m-aș îmbrăca, o să dau 10. Next, următorul, ăsta. Nici nu e claritatea la poze, eu nici nu-mi dau seama cu ce da, știu, eu v-am mai zis, în negru. Da, eu v-am mai zis, fraților, să trimiteți acum poze de claritate cât mai bună la toate astea de outfit rating, deoarece trebuie să vedem și noi foarte bine detaliile ca să ne dăm seama, să dăm o notă cât mai apropiată de realitate, nu să ne dăm seama cum e aici totul negru. Păi eu pe outfit ăsta nu pot să-ți dau mai mult de 6. Păi da, dar uite, cum îl văd așa, gen, nici nu-mi dau seama, gen, i-aș da direct 8 sau de asta, că e până la urmă nu vezi mai nimic, e o curea roșie, ceva nu negru. E curea, cred că e layering roșu. Bă, uite, asta de layering mie nu-mi place deloc, eu nu înțeleg. Mie îmi place, mi se pare 2020-2019. Mie mi se pare ok, nu văd o problemă în chestia asta, nu știu, eu ți-am zis, o să merg pe un 6 din 10. Da, și eu ca tine, nu știu, eu nu știu, dar nicio notă că nu înțeleg ce are pe el. Da, asta e nenorocirea, trimiteți poze clare, fraților, de acum. Next, păcat de șosetele,
alea lungi, că restul outfit-ul e ok, clean, e de ieșit în cartier. Da, frate, e clean, mă jur, uite, stai tot un outfit clean, rău, 8.50, șosetele lungi, nu știu unde au văzut, mă, ei se mă, și eu m-am mai purtat așa, nu dar unde? Nu de la cine? Și eu m-am mai purtat așa, da, nu știu, cu outfit-ul ăsta, ce să zic sincer, ți-am zis, din punctul meu de vedere, e un outfit foarte ok de ieșit în cartier, da, n-am o problemă. Chiar e, el s-a îmbrăcat bine, bravo ție, șosetele da. Nu merg, dar nu e ca și când e capăt de lume, că n-are el șosete scurte, da, e tot e tare. Asta, da, nu, tot nu e tare. O problemă în outfit-ul ăsta, nu e un outfit tare, nici un outfit slab. Uite, la un outfit de ăsta, dacă își punea o șapcă în cap, de asta așa cum port eu, să gata, ia fix albastru ăsta. Fix de la bulza ai să-ți iei. Da, albastru ăsta e... Mă jur, îi mergea bine rău. Da, chiar e ok. Cât îi dai? Ți-am zis, 7.50. Dacă aveți șapcă, ia-ți o șapcă și mai mult. Da, și eu tot 7 o să-ți dau, pentru că așa și în cartier n-aș avea o problemă, deci 7. Next! Un outfit mai camo, așa. Dar mie nu-mi plac outfit-urile camo, gen, nu știu dacă ți-ai zis vreodată. Nu, nu. Nu mă sparg, pe mine sunt așa. Ești, nu ești încântat. Hanoracul ăsta de la Nike, cu pantalonii ăștia cargo, așa, care sunt ok, și perechea asta de Air Force One Mid, nu? Nu e genul meu, 6. 6? 6, da. M-aș îmbrăca așa, m-aș fi îmbrăcat așa 100% într-o vreme, poți să mergem până 7.50, 7.50, 100%. Uite, un outfit foarte frumos ăsta. Bă, frate, aici e foarte editată poza, gen. A, stai, da, e toată poza făcută al negru, toată nu? Poza făcută sunt toate hainele culori. Al negru, da. E tare. Nu arată rău. Așa, deci dacă așa ar fi fost cromatic. Da, dacă așa, așa e, da. Dacă așa e poza needitată, e tare rău. Da, dacă nu e poza editată, editată. Gândește-te că e editată, poate bluza asta e albastră, gen poate geaca asta e albastru deschis. Da, se vede că sunt făcute. Uite, roșu nu e făcut, că mașina din spate roșie nu e gri. Da, păi se vede și metal pe roșu. Da, nu știu, e o poză editată. Dacă outfit-ul este fix culorile astea de aici, eu îi dau 7.50. Și dacă outfit-ul nu e culorile astea, îi dau 5. Eu 8.50. Și dacă outfit-ul e, nici nu pot să-mi dau seama. Și outfit-ul ăsta de la băiatul ăsta, bă, nu e un outfit rău, uite, îmi place foarte mult. Da, tu vezi, ia uite mă, el știe să facă de-astea tare. Dar nu, că e editat, mă, e editat, wow, și e editat el, wow. Mamă, dar ce edit nebun, cred că special ca să-ți trimită ție poza. Da, mă, da, dar ce nebun și-am făcut și editat șosetele sus ca să pară, wow, dar e tare. Da, chiar e tare, da, creier, mă, și se pare creier. Poate că știa că nu-ți plac șosetele lungi. Nu știu, dar mi se pare creier puștulică ăsta mic și-a făcut aici, sincer. Chiar mi se pare tare. Un singur lucru, aș fi pus pe tricou un accent de ăsta mic de albastru și ar fi fost totul perfect. Da, că mai dădea cum a făcut pe șosete, da, să mi dea și pe tricou. Era tare rău. Deci direct albastru. Mai dau 8 din 10. Da, 100%. 8 din 10. 8.50. Bravo, da, lui. Bravo, chiar bravo. Ok, un outfit de curte a școlii, cu o pereche de Retro 3, Adidas. Psst. Ce? Îți place? Ți-e tare de rău morți, de tot, place tare de morți, rău de tot, outfit-ul ăsta, tare rău de tot, ești nemun, tare rău de tot. Vino cu apetrică să vezi outfit, poate lui Petre nu o să-i placă așa mult, că e pantaloni ăștia așa deschiși aici, dar mie mi-și pare tare rău ce ai. Nu-mi place deloc. No! Nu știu, nu-i place, mie mi se pare tare rău. Nu știu, și mie îmi place, nu-mi place că e hanoracul ăsta negru, aș fi mers pe altă culoare sau poate pe pantaloni ăștia de la Adidas, altă culoare. La fel și la pantofi, nu știu ce pereche de Retro 3-uri sunt astea, nu știu dacă sunt mocas, dacă sunt, habar n-am exact ce color-uri sunt. Un outfit de 9.50. Școală. Un outfit de școală. Eu zic ca și notă, nu știu, un 7 din 10. Da, eu dau 9.50. Deci dai 9.50. Nu știu, frate, îmi place mie, habar n-am. Ce contează? Și ăsta e ultimul outfit. Ăsta nu-mi place deloc. De ce? Nu-mi place, nu-mi place roșu, nu e același roșu ca ăla. E și poza, uite de ce neclare sunt, să văd pixele, trebuie să văd pixele. E greu, e greu să dai note. Da, e foarte greu să dai note la pozele astea. Geacă Moncler? Da, are geacă Moncler. Bă, frate, geacă. Mi se pare foarte încărcat outfit-ul. Da. Bine, nu neapărat încărcat, cât mi se pare ciudat, nu știu. Bă, el e un outfit ok de ieșit în cartier, chiar de... De ieșit iarna în cartier, la iarna, da. Da, Adidas și ăștia am și eu, sunt niște Fire Red-uri Retro 3, sunt ok și ăștia. Cred că o să merg undeva pe un 5 din 10, că nu mă dă pe spate. Și eu tot la fel ca Georgescu. Da, tot 5 din 10. Ok, și astea au fost outfiturile. Matei, cum ți se pare toată nebunia asta, outfiturile pe care le-ai văzut azi, cum ți se pare? Uite, mie mi-au plăcut majoritatea. Chiar mi s-a părut că tare. Uite, față de tipul cu mâgă capat, s-au părut mai bune, bănuiesc, nu? Da, frate, și lumea înțelege așa cam cum merg treburile în afară. Pe partea asta de îmbrăcăminte. Pe partea asta de îmbrăcăminte, da. Se uită la... Adică, nu știu, vezi și tu că începe lumea să se îmbrace mai altfel. Am început să observ chestia mișto. Asta în general, adică se vede chestia asta în general. Și au, nu le e frică să încerce înainte, nu știu, eu când eram mai mic, bă, eram cocalar, dar când eram mai mic, mi-era frică să port cum ar veni. Eu aveam tricoul meu, hanoracul meu, le luam pe mine mereu. Ăla erau și ce zic, gen... Păi da, așa făcea toată lumea și aveam perechea mea de pantaloni. Asta zic, adică nu venea să-mi iau niște chestii roz sau mov și să-mi dau... Chestia, așa, eu am avut o pereche de pantaloni, frate, din clasa 5-a până în clasa 8-a. N-am vrut să o schimb pentru că doar aia stătea bine. Da, și eu am avut, frate, niște blugi. Ai prins nebunia aia cu blugi colorați? Da, deci da, am avut și blugi colorați. Ei, păi ce crezi, am avut niște blugi de aia. Erau niște blugi verzi, nasoi rău de tot. Bă, dacă-i vezi acum... De-a like de la da, bun, da, da, zici, mamă, ce-s cu ăștia? Bă, cred că i-am purtat. Îți exagerezi, erau încă preferații mei. Bă,
peste tot. Schimbă moda. Eram un nimic peste tot. Se schimbă moda foarte mult, adică de la săptămână la săptămână eu văd chestii foarte multe. Da, e important să nu vă îmbrăcați după nicio modă, să vă îmbrăcați după cum vă place. Da, îmbrăcați-vă după capul vostru și puteți chiar voi să dați moda, adică chiar să puteți face chestii astea, știi? Păi da, fraților, cred că cam asta e cu clipul de astăzi, e al cincilea clip pe care îl filmez eu astăzi, nu mai pot să-mi rup de obosit. Matei e la al treilea clip filmat astăzi. Matei urmează să scoată album, să scoată o grămadă de piese în continuare. Mai durează un pic, nu știu, ne tot amenință cu albumul ăla de la clipul cu Second Hand, dar asta e. Da, fraților, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, georgescu.berechet.m. Și da, fraților, ca de fiecare dată eu am fost Georgescu, el a fost Berechet. Noi ne vedem luni, fraților. Vă pup, pa!